Salutare lume și bine ați venit la un nou video în care, de fapt, o să-mi spun opinia despre ce s-a întâmplat pe Skype. Adică, prin ce s-a întâmplat pe Skype, vă pot demonstra prin niște, cum să spun, prin niște comentarii, să zic. Suntem live! Dă și tu un like la video acesta, te rang! Sau, nu mai știu ce. Ce mai era? Unii m-au rugat să le spun să le spun opinia mea despre canalul lor. Aici vreau să dezbat un pic tema asta. Fraților, să vă zic sincer, că aș avea eu acest statut pe YouTube, adică 876 de abonați, hai să luăm așa aproximativ aproape 900, că na, nu prea am chef să spun direct numărul exact. Aproape 900 de abonați. Na, și vin ăștia și îmi zic: ce crezi de canalul meu? Sau nu știu cum, sau nu știu ce altceva care are legătură cu canalul lor de pe YouTube. Frate, eu stau și mă gândesc și stau așa. Păi, stai un pic. Doar pentru că mie nu-mi place canalul unuia, asta nu înseamnă că la 50-100 de persoane nu o să le placă. Nu o să le placă. Nu înseamnă asta. Deci eu, având acest statut, să zic, pe YouTube, adică sunt un pic sus pe YouTube, asta nu înseamnă că am dreptul să critic unele canale. Că dacă ar fi să critic canalul meu, cred că așa multe greșeli aș fi avut, aș avea. Să fiu sincer, cam asta ar fi opinia mea, adică, frate, eu, sincer, nu știu care e faza asta. Spune-mi opinia despre canalul tău. Păi mie nu-mi convine asta. Mie nu-mi place să spun opinia. Că poate se trezește unul să-mi ceară opinia despre canalul lui și abia au început. Și dacă nu-mi place canalul lui, este să se lasă de YouTube și apoi eu să cadă vină. Și faza cu promovările la fel. De-aia nu fac promovări la canalele care nu prea îmi plac. Pentru că dacă fac o promovare și nu-mi place canalul, poate la multă lume nu o să le placă canalul. Pentru că lor, abonaților mei, le plac ce le plac mie. Și eu mă refer la canalul meu. Că, na, ok, aici parcă m-am contrazis, să-mi bag piciorul. Bleah. Ce vreau să spun este că poate se trezește cineva. Poate se trezește cineva să dea dislike pentru că mie nu-mi place canalul și na, totuși fac promovare. Sau, de exemplu, fac o promovare a unui canal și la multă lume nu le place. Deci nu le place canalul. La multă lume. No, și apoi, eu să cadă vină din cauza că acel canal are multe dislike-uri sau că și-o închis canalul din cauza mea. Eu să cadă vină. Că eu chiar nu vreau să fiu vinovat pentru asta. Ok, înțeleg. El mi-a cerut promovarea. Dar a fost decizia mea să-l promovez sau nu. Deci, de aceea promovez canale doar care îmi plac. Ca să nu fac o greșeală, să zic. Să nu fac o mică greșeală. Deci sper că mă înțelegeți acum de ce nu fac. Chestia asta cu. Înțelegeți acum. De-aia nu prea fac promovor, pentru că, de exemplu, mie îmi place un canal, dar poate la multă lume nu le place. Și așa poate exista. Și apoi eu să cadă vină că
ăla are dislike-uri și că nu mai știu ce. Mie nu mi-ar conveni asta, să fiu sincer. Chiar nu mi-ar conveni. Dar asta nu înseamnă că nu o să fac promovări la canalele care îmi plac. Ce-i drept. Și faza aia cu... Știți voi, cu... Dă like la acest video, frate. Dar mai lasă-mă naibii în pace cu frazele astea. Dă like la video. Un video nou. Un live stream. Dar mai lasă-mă în pace cu faza asta. Și eu mă refer la aia care lasă foarte mult comentarii din alea. Nu mă interesează. Mai lași un comentariu de genul și nu te cunosc, adică nu ești un amic de-a meu, bloc. Nu mă interesează. Adică nu te supăra, frate. Ție ți-ar conveni să vină cineva și să tot timpul să-ți spună: dă like la video, dă fa aia, dar tu aștepți o notificare de la cineva care abia aștepți, dar de fapt e o prostie de notificare din aia. Nu mă interesează. Sau conferințele gigantice. Alea mă enervează la culme. O confă din aia mă bagi. Bloc. Nu mă interesează, pentru că Skype-ul nu a fost făcut ca să te dai tu mare că ai pe nu știu cine pe Skype sau că ai avut tupeu să bagi pe nu știu cine într-o confă din asta gigantică sau să-ți faci reclamă la canal. Nu a fost făcut pentru asta. Skype-ul a fost făcut ca să poți vorbi cu lumea. Și eu așa o să-l folosesc. Și nu vreau să fiu amenințat sau ceva, dar ați face bine ca și voi să folosiți așa, pentru că nu credeți că, pentru că, virgulă, nu credeți că dacă nu ați mai face asta, poate lumea s-ar uita, că de-aia au dat subscribe la canalul tău. Că o să se uite, că ei o să știe că când ai încărcat un video sau nu. Nu trebuie să le spui neapărat pe Skype într-un mas. Acum recunosc și am făcut față de genul, dar din câte știu eu, nu le-am făcut foarte des. Deci des sigur nu le-am făcut. Deci asta e toată opinia mea. Mi se pare enervantă faza asta. Mă bagi în conferințe gigantice, faci live, dai masuri că ai un nou video sau că ai un nou canal sau că nu știu ce, totul ceva legat de YouTube. Sau faza cu linkul din The Wars. Na. Nu crezi că și tu ai fi nervos din cauza asta? Să fii, cum să spun, deranjat de faza asta? De ce credeți că lumea vă dă bloc? Pentru că îi deranjați. Pentru că nu îi lăsați în pace. Dacă i-ați înțelege, poate ați înțelege și voi. Că faza cu live, un nou live sau ceva de genul scris pe Skype, e enervant. Ok, că mai face Radu faz din astea, eu asta o înțeleg. Dar să fiu sincer, nu prea am motive să, nu știu, să am ceva cu el. Că el nu prea face faza de genul, faza cu live. Pentru că nu prea văd să facă live stream sau nu mai știu ce. Deci aia e toată chestia. Dar eu văd de foarte multe ori, frate, deja, și deja mă enervează. Și încă o dată vă zic, la partea cu canalele voastre, întotdeauna, orice statut ar avea un YouTuber, orice statut, că are 5.000 de abonați, care are 7.000, care 2.000, opiniile sunt egale. Opiniile sunt la egală putere, adică fie ea pozitivă, fie ea negativă. Nu contează că e de la un YouTuber mare. E aceeași opinie ca unuia care are 0 abonați și 0 vizualizări. Deci, abonații și vizualizările video nu intră în discuție când vine vorba de opinii. Aici intră caracterul și personalitatea. Da, ceva de genul. Deci, atâta vreau să spun că nu vrem să fim stresați cu
like a chi, de bla bla bla. Asta mă deranjează foarte mult. Și îmi pare rău că spun asta, dar chiar mă deranjează. Și din moment ce o să primesc foarte multe din astea, dacă o să primesc, dacă o să mai primesc notificare din asta, bloc, pentru că mă deranjezi, mă enervezi. Poate că mă vezi ca și cum aș fi, ca și cum aș avea Skype-ul pe online, dar asta nu înseamnă că nu pot fi ocupat. De exemplu, îmi fac temele sau... Da, îmi fac temele, pun un video la render și aștept o notificare. Poate de aia am pus pe online, că aștept o notificare de la cineva, că poate vorbesc cu cineva. Da, nu. No. Deci asta e toată chestia. Skype-ul n-a fost făcut pentru reclamă pe YouTube. Sau că să le spui la toată lumea, să spui tuturor că tu faci un live. Părerea mea. Deci asta e părerea mea numai. Skype-ul a fost făcut doar ca să... Cum să zic? Ca să vorbești cu lumea, ca să comunici. Asta e opinia mea. Poate voi aveți opinii diferite. Asta e. N-am ce face. Asta a fost și pentru acest episod. Nu uitați să vă abonați, să dați like, comment și subscribe. Și să-mi spuneți opinia voastră despre notificările enervante legate de dă like la acest video, dă click pe soldatul negru pe The War sau chestii de genul. Deci da, scuzați pentru aia. Eu am fost Adrian și eu vă zic la revedere.